Programul pregătit pentru Ziua Mondială a Teatrului este învăluit în mister, tocmai pentru ca spectatorii să aibă parte de o avalanșă de surprize. Evenimentul central este o premieră, despre care regizorul a oferit în exclusivitate informații pentru iubitorii artei dramatice. Gemez Amfirescu, domnișoara Anastasia, așa se numește textul. Eu am adaptat și se numește Nasta. Numele spectacolului este Nasta și avem o poveste de cartier, ce se întâmplă undeva la margine, în care vreau să vorbesc în mod special de iubirile pătimașe ale oamenilor simpli. Premiera este pe 26 martie, cu o zi înaintea sărbătorii mari pe care o avem noi, cei din lumea teatrului, fiindcă atunci este Ziua Mondială a Teatrului pe 27 martie. Despre programul săptămânii dedicate Zilei Mondiale a Teatrului la Târgu Jiu, organizatorii au lăsat să se înțeleagă că va fi unul pe placul tuturor categoriilor de spectatori. În spectacole din țară, cele mai apreciate, zicem noi, spectacole ale teatrelor naționale și teatrelor de stat. Cele mai apreciate momente vor fi cu siguranță întâlnirile cu mari actori ai scenei românești care vor fi prezenți în orașul lui Brâncuș, nu doar pentru a juca în spectacole ale teatrelor bucureștene, ci și pentru a participa la discuții libere cu admiratorii.